Salutare oameni buni, această pungă roșie am primit-o de la Lego. Că am primit și o scrisoare, totuși. De Crăciun mi-a zis, haide să trecem la subiect. Am primit această pungă cu arme. Ok. Să vedem. Prima armă este... Acest rocket launcher, să zic, arată foarte tare, ce imaginație bună. A doua armă va fi aceasta. Doi pumni sunt foarte tari, chiar îmi doream niște pumni. Super! Treia armă este, oh my god, sabia lui Lloyd, dacă vă uitați la Lego Ninjago. Îmi place foarte mult. Uitați-vă la ea. A patra armă este sabia aceasta de aur, care apare într-o serie foarte veche la un rege. E super tare. A cincea armă. Cred că asta nu e armă. Asta ar arăta pentru un rege. Îmi place. Are un diamant roșu. O chestie de asta de la sabia laser. Și un băț de ăsta mic. Micuț. A șasea armă este aceasta. Arată destul de tare. E pentru hoți, dăia bogați. Super! Șaptea armă. A șaptea armă este asta lui Captain Pasma. Arată super, totuși. A opta armă. Oh, este această sabie laser. Arată a lui Luke Skywalker. Zici că e Luke Skywalker. Super! A noua armă, de sunt 10 ani, este acest trident. Apare și în setul cu Aquaman. Îmi place! Și acesta e tot din Ninjago cu frații aceia doi malefici. Super, îmi place! Ok, revenim la punga. Am mai primit niște omuleți Lego. Ia să vedem. Atât. Primul omuleț este... Este un polițist. Apare în multe seturi de Lego. Arată super. Al doilea omuleț este acesta. Lego Ninjago e cu șerpi. Acesta îmi place tare mult. Al treilea omuleț este acest Stormtrooper foarte vechi. După detalii. Oh, yes! Îmi doream acest cap. E extrem de tare. Ok. Pa! Al patrulea omuleț este fata aceasta de pe plajă. Ok, super. Ok. Și ultimul omuleț, al cincelea, adică al cincelea, este acest tip din Star Wars care apare în setul de Lego cu Poe. Vă zic eu, al noua episod de Star Wars e cel mai bun dintre toate. Mie mi se pare cel mai bun. Nu știu. Ziceți-mi voi în comentarii care este preferatul vostru. La revedere! Pa!